Ziua bună, gălățeni sau români de pretutindeni. Și am spus gălățeni pentru că mă aflu, după cum vedeți, în Galați. Am traversat acum bulevardul Galațiului. Practic sunt la intrarea în Galați dinspre Brăila. Și am intrat acum pe bulevardul Dunărea. Facem o tură prin Galați. Azi e o zi frumoasă, însorită, dar adie un pic vântul. Pentru gălățenii de pretutindeni ce doresc să mai vadă orașul natal sau orașul copilăriei, în funcție de caz, după ce ieri am filmat în prealabil situația și restricțiile aferente la podul peste Dunăre. Dar acest video îl veți vedea voi un pic mai târziu, pentru că nu este o urgență și sunt altele care sunt deja încărcate. Dar ați văzut că video cu restricțiile aferente deja le-ați văzut la momentul respectiv. Informații calde de la locul cu pricina. Mergem așadar pe bulevardul Dunărea. Aici există și o biserică foarte frumoasă în stânga. Și aici am să fac eu dreapta. Nu am o destinație anume. Merg un pic haotic, așa, după cum mă duce instinctul. Și uite că am intrat pe strada care ne poartă numele, pentru că și vin de la Brăila. Ei bine, am intrat să vedem și strada Brăilei după reabilitare, pentru că și aceasta a fost reabilitată. Bineînțeles că a fost redată circulației cu un an, doi poate în urmă. Dar ultima oară când eu am fost aici pe acest bulevard era un haos și totul era întors pe dos. Și vorbesc strict despre această stradă, strada Brăilei, făcută cu două benzi pe sens. O stradă care de altfel poartă numele Brăilei. Nu se merge cu tramvaiul pe această stradă. Remarc că prin unele locuri s-a cam vălurit strada. Mai sunt unele găuri, mici reparații făcute ulterior. Bag de seamă că firma de covrigi Gigi, fie că e falimentată, fie că a schimbat un pic numele, acum este Luca. Deci nu am mai văzut Gigi pe nicăieri. Acum se cheamă Luca. Ori este altul, ori e același patron și mai schimbă gestiunea, știți voi. Dar remarc că sunt cam peste tot aceste covrigării Luca. Însă eu am încercat și mie unul nu-mi plac. Covrigii de la Luca, mai degrabă de la Panda, că sunt dați cu mere de albine. Acum fiecare cu gustul lui. Ia uitați, mai degrabă pe strada Brăilei circulă troleu. Și ați văzut adineori cum a trepidat camera din cauza valurilor asfaltului.
valuri pe asfalt. Da, deci circulă troleu aici. Am avut și noi cândva, odată, pe vremea lui Ceașcă, la Brăila, troleu. Acum nu mai avem, doar tramvai și autobuz. Mai văd așa, cât mi-arunc ochii din mașină, mai văd așa mici defecțiuni în pericol, cum ar fi și stâlpul din stânga. Stâlp care de altfel susține corzile de curent pentru troleu. E tot o mâncat de rugină, fierul. Practic a căzut și betonul după el, să văd fiarele. La un vânt mai tare e posibil să cadă. Aici este și spitalul județean din Galați, în partea dreaptă. Gălățenii știu foarte bine. Am spus și repet, merg un pic așa haotic, după instinct, dar vă dau denumirea străzilor sau bulevardelor pentru că am GPS-ul pus. I-am dat la mișto o adresă ca să mă facă să străbat un pic Galațiu, să vedem. Tocmai de aceea cunosc străzile, că le văd pe telefon. Dacă probabil vă întrebați de unde cunoști toate străzile. Și cred că aici, la linia de tramvai, ia sfârșit strada Brăilei, ca și denumire. Deși vedeți că eu merg înainte, cred că de la linia de tramvai încoace își schimbă denumirea. Am oprit GPS-ul. Aici mergem către centru, cumva. Scrieți-mi voi, gărățenilor, în comentarii cum se cheamă această prelungire a străzii Brăilei. Uite, avem în dreapta aici și opțiunea de a merge la punctul de trecere BAC. BAC care de altfel funcționează încă aici în Galați, care vă face trecerea pe malul Dobrogean către comuna Brăteanu. Aici e Brăteanu. Un mare drapel flutură aici. Hai să fac și eu acest sens giratoriu. Și aici am în față un frumos bulevard. A, mai sunteți? Nu avem nici semafoare aici. Un sens giratoriu fără semafoare care trebuie să aștepți care pe care la nimereală aici. Cred că este bulevardul siderurgiștilor sau greșesc? Făcut cu trei benzi care am fost anterior, adică. Pardon. Să mă opresc un pic aici pe dreapta. Revin imediat cu amănunte, m-am oprit nițel mai devreme aici pe bulevardul siderurgiștilor pentru a configura GPS-ul către o destinație anume și imediat m-a claxonat poliția, mi-a dat o sirenă să mă pun în mișcare. Continuăm pe bulevardul siderurgiștilor. Nu au avut treabă cu mine, mi-au dat un semnal doar să mă pun în mișcare pentru că m-am pus pe avarie acolo și este interzis și blocam și circulația. Dacă ar fi vrut să mă și controleze, ar fi aprins și sirena, cumva să-mi dea de înțeles, însă n-a avut treabă cu mine, m-a somat doar să mă pun în mișcare. Ok, revenim din nou pe bulevardul siderurgiștilor, repet. Și vreau să ajung, pentru că tot sunt aici. Am văzut că s-a făcut un mic update în ce constă construcția podului Hobanat acolo, cu câțiva piloni opționali
dar mergem până acolo să vedem care este treaba. După care voi configura telefonul către o altă stradă sau un alt bulevard care nu l-am văzut rândul trecut. Și poate reușim să facem o tură și pe faleză. Deși faleza de aici din Galați o cunosc foarte bine, sunt brăilean de altfel și știu de faleză, o cunosc și pe cea superioară și cea inferioară, lungă de 4 km până în port. Pe faleza aia te plimbi de te plictisești. Dacă ai făcut o tură de la un cap la altul, dus întors, nu-ți mai trebuie faleză o săptămână. Sunt foarte multe pontoane restaurant acolo, sau restaurante ponton. Nu știu cum să le numesc. Construite și amenajate la malul Dunării. Dar în această perioadă Dunărea este într-o scădere masivă de nivel. Și aș vrea de curiozitatea mea să văd insula. Insula aflată pe Dunăre, acolo unde apa este foarte mică. Practic o zonă care s-a transformat un pic într-o mini-delta. Aici, bineînțeles că este și fiind un bulevard principal și reabilitat cu foarte puțin timp în urmă, un an, poate doi, cred eu. Dar îmi place că și trotuarul este împărțit și cu pistă de biciclete, făcut cu asfalt roșu, foarte frumos. Trotuarele de altfel sunt pavate cu pietre din granit și foarte curat acest bulevard. Hai Bolt! Avem și Bolt aici. Este peste tot Bolt. Aici am ajuns cumva la o intersecție de drumuri. Hai măi verde, ce v-ați oprit? Lasă așa că mergem pe roșu. Când se aprinde roșu ne mișcăm. Și o dreapta aici. Am intrat din nou pe strada 1 decembrie 1918. Anul Marii Uniri. Hello, moto. Bye, bye. Ha. Uite ce cască frumoasă are din fibră, din carbon. Șmecherez.
bag de seamă și remarc și cred, dar nu sunt sigur, că doar Brăila la ora actuală deține semafoare cu cronometru electronic. Doar în Brăila sunt semaforizate. Dă-i băiatul, dă-i. Noi suntem pe patru roți, ne mișcăm mai greu. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Până aici ai venit. La profi, ba nu. El merge pe trotuar cu motoreta. E bine așa. Ah, s-a oprit aici. La manetă are treabă el. În continuare, bulevardul sau strada 1 decembrie. Văd că aici le schimbă, când e stradă, când e bulevard, deși are aceeași nuanță, aceeași categorie, aceeași tramvai, stradă cu două benzi pe sens. Baie bulevard, baie stradă, baie șosea, baie drum național. Galați și gălățeni, mergem să vedem care este situația la pod, dacă s-a mai avansat cumva cu lucrările, dar nu e mult de când am fost la el, însă vreau să văd ce se întâmplă. Sper că voi nu v-ați uitat la semafor, ca să aveți iar ce comenta în rubrică. Bulevardul Milkov. Cred că am trecut și rândul trecut pe aici. Un video care de altfel vine numit Driving Galați, partea a doua, probabil, cu hashtag-ul aferent, pentru că practic asta fac, conduc prin Galați și să vedeți și voi odată cu mine noutățile aferente sau problemele. Bulevardul Milkov, acesta pe care merg eu acum, care de altfel mă poartă până în la intersecție sau în capăt, aici unde se află și șoseaua de centură și unde se face podul cobanat. Am ajuns la sensul giratoriu, care e practic gropi peste hopuri și hopuri peste stopuri. Asta e că eu aici trebuie să merg înainte, iar am greșit. Scuze, scuze. E tot în valuri aici, acest drum. Eu cu ochii la pod am zis că trebuie să mă duc către pod, dar de unde, că drumul către pod e aici în față. Greșim, greșim dacă nu suntem de aici. Aud și aici, uite dezastru. Uitați dezastru, oameni buni. Să nu spuneți că numai promovez. Hai să mă opresc un pic aici. Opa. Opa. Hop.